Luni 25 iulie, în prezența conducerii statului major general, a comandanților marilor unități din garnizoana Constanța, precum și a familiilor militarilor, s-a desfășurat ceremonialul de plecare în teatrul de operații din Afganistan a unui detașament al rechinilor albi în Topraisar. În următoarele 6 luni, 420 de militari ai batalionului 341 Infanterie Rechinii Albi din Topraisar, comandați de locotenent colonelul Livină Cula, vor executa misiuni în cadrul operației NATO Resolute Support. Le dorim și noi misiune ușoară și să se întoarcă sănătoși la familii.